Putin a spus: "Ar fi mai bine dacă războiul s-ar termina curând", când l-a primit în vizită la Moscova pe cancelarul Austriei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni la una dintre reședințele sale din afara Moscovei pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și acesta a declarat că în timpul discuției șeful de la Kremlin a spus: "Ar fi mai bine dacă războiul s-ar termina mai repede", scrie The New York Times. Cancelarul Austriei e primul lider occidental care îl vede în persoană pe Putin de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina și a spus că a plecat simțindu-se nu doar pesimist în ceea ce privește perspectivele de pace, dar temându-se că Putin intenționează să intensifice drastic brutalitatea războiului. Nehammer a declarat că Putin a negat vehement atrocitățile din Ucraina, cancelarului austriac fiindu-i clar că forțele ruse se mobilizează pentru un asalt pe scară largă în regiunea Danbas, din estul Ucrainei, următoarea fază a unui război aflat în a șaptea săptămână. Violența bătăliei anunțate acolo nu poate fi subestimată, a spus Nehammer într-o conferință de presă, după întâlnirea de 75 de minute. Kremlinul, minimizând semnificația reuniunii într-o declarație scurtă, a spus doar că nu a durat mult, după standardele diplomatice recente. Putin, în ciuda gafelor militare ale Rusiei în război și a tuturor eforturilor occidentale de a ostraciza, încă pare să controleze criza. El a reprimat sever orice disidență și a beneficiat de sprijin intern pe scară largă, venituri continue din vânzările de petrol și gaze către Europa, sprijinul implicit al Chinei și refuzul unei mari părți a lumii de a se alătura sancțiunilor împotriva Rusiei. Nehammer le-a spus reporterilor că a încercat să-l confrunte pe Putin cu ororile războiului și ale crimelor de război de care trupele ruse sunt acuzate că le-au comis în suburbia Buha din Kiev și în alte părți. El a spus că i-a spus, de asemenea, liderului de la Kremlin despre tankurile rusești distruse pe care le-a văzut într-o vizită recentă în Ucraina, pentru a clarifica pierderile enorme de vieți omenești pe care le suferă Rusia. Nehamer a spus că Putin a respins acuzațiile de crime de război ca fiind organizate de Kremlin. La sfârșit, Putin i-a spus, ar fi mai bine dacă războiul s-ar termina curând, a declarat Nehammer. Dar sensul acelor cuvinte era neclar, deoarece puteau fie să semnaleze că Putin e pregătit pentru alte discuții de pace, sau că ar putea pregăti un atac rapid și brutal în Danbas, unde separatiștii susținuți de ruși luptă cu armata Ucrainei din 2014.